Bun, suntem la intersecția străzilor fosta șosea Cățelu, care în zilele noastre se cheamă Câmpia Libertății, cu strada Gheorghe Pătrașcu. Aici, în spatele meu, în spatele nostru, se găsește școala Leonardo da Vinci, fosta școală numărul 75. Peste drum exista un complex, complexul Ruică. În spatele complexului Ruică se găsea un parc. Parcul mai e și acum. Da, parculețul este și acum. În partea stângă aici, în stânga noastră, există de asemenea un mic parculeț. Da. Când vom coborî pe strada Gheorghe Pătrașcu, fostă caporală Ruică, către parcul Alexandru Ioan Cuza, către parcul Iore, vom mai da de un parc în partea stângă, imediat cum se termină școala. Deci suntem în marginea cartierului Balta Albă și ideea de urbanism din anii 70-60-70, vedeți că prevedea foarte multe parcuri și zone, spații verzi între blocuri. Da. Chiar dacă sunt blocuri de 8 etaje, 10 etaje, fiecare era prevăzut cu un spațiu verde între blocuri. Era ideea de a crea locuitorilor un confort plăcut, de a crea parcuri între blocuri. Și acum o să luăm către parcul Iore. Iore, da. Aici am făcut și eu școala numărul 75. Aici, da. Da, și în această intersecție din spatele nostru, de obicei se delegau patrule școlare. Era ideea, cred că le-ați prins și voi. Despre ce e vorba? Da. Fiecare clasă, la un moment dat, trebuia să dea o patrulă școlară, prin care dirigea circulația, da. Aha. Am stat de câteva ore aici, în intersecția asta, și aveam un băț, nu mai știu cum se chema, roșu-alb, exact cum au cei de la circulație. Da. Aveam niște mânuși albe și parcă un chipiu pe cap și dirigeam circulația. Frumos ar fi să mai existe și în ziua de astăzi. Da, erau și sanitarii. Educația rutieră, da, stă foarte prost de educația rutieră. Nu știu, acum, evident că era și periculos într-un fel. Să stai în mijlocul intersecției. Bine, sau să nu ducea atât de multe mașini. Da, exact, nu erau, traficul era mult, da, mai liber. Acum sunt mașini ciorchim peste tot și era mult mai puternic traficul. Exact. Acum, în prezent. Și viteza era mai mică. Exact, da, da, da. Dar înainte existau și echipele de sanitari, micii sanitari, parcă se chemau. Tot așa era ideea de a pregăti școlarii pentru intervenții de prim ajutor. Ok. Să înveți pe școlari să dea primul ajutor în caz de necesitate. Bun. Acum, în partea stângă s-a terminat clădirea școlii, numărul 75, da. Leonardo da Vinci. Acum, pe partea stângă, acum unde este școala gimnazială de arte numărul 5, înainte de 89 era terenul de fotbal al școlii. Erau, de fapt, două terenuri de fotbal. Era un teren cu bitum, exact unde este această clădire, iar da. Puțin mai în spate, în spatele terenului cu bitum, de fapt, în paralel cu el, era un teren de iarbă, deci tot de fotbal, dar acela era mai mare, de vreo 100 de metri, aproape 80 de metri, cam așa. Da. Deci aveai un teren de fotbal pe bitum și pe asfalt și unul pe iarbă. Nu mai sunt. Acum s-au ridicat tot felul de construcții. Da. Vedeți spațiile dintre blocuri, toate sunt spații verzi, amenajate. Da. Pentru loazir. Da. Blocurile sunt de 7-8 etaje, anii 70. 60-70. Cu apartamente, deci nu sunt garsonierele. Da, construcția cartierului Balta Alba a început pe vremea lui Gheorghe Udej. Da. Deci în prima jumătate a anilor 60, 64-65. Și a fost finalizată undeva către 71-72, odată și cu darea în folosința lacului Iore, a parcului Iore. Da. Apoi, uitați, aici este, vedeți, a fost amenajat un nou parc. Haideți, da, să intrăm un pic, că după aia... Parcul acesta se cheamă Gheorghe Pătrașcu, a fost amenajat după 2000. Înainte de 89 era cam un loc viran, într-adevăr. Pentru că, haideți de fapt să o luăm un pic în, da, în parc. Era un loc viran. Era verdeață, într-adevăr erau pomi, arbori. Dar nu aveau o destinație specială de parc. Adică băncile pe care le vedem astăzi nu se găseau atunci, nici stâlpii. Pentru că peste drum, peste, nu știu, 20 de metri mai încolo, 50 de metri mai încolo, exista o unitate militară. Era o unitate militară ridicată chiar la baza fabricii Iore, întreprinderii Iore, pentru că întreprinderea este un pic mai în față. Da. O luăm un pic în dreapta, pe aici. Pe aici, da. Da, acum văd că e foarte mare și extins un pic. Da.
Zona foarte liniștită datorită acestui parcurs. Da, foarte liniștită. Da, da, da. Clădirea din față, blocul acela de 10 etaje, era clădirea administrativă a întreprinderii Optica Română. Aha. Pentru că întreprinderea se întindea pe mai multe hectare, da. Și aceea era clădirea principală, unde și aveau birourile, să zicem, personalul TESA. Iar da, cred că în zona în care era unitatea militară de lângă atașată de întreprindere, acum s-au ridicat băcă niște vile. Da. Să o luăm un pic în stânga. Deci suntem în continuare în parcul Gheorghe Petrașcu. Da. Care a luat numele de la strada Gheorghe Petrașcu, fostă caporal Ruică. Da. Care s-a schimbat total aiurea, nu înțeleg de ce. Da, da, deci pe sediul fostei unități militare s-a ridicat acest complex de vile. Adică ce vedem acum ce în vedem față. Ce vedem acum în față, mm-hmm. Da. Da. Așa, și acum o luăm un pic în dreapta, mergem spre întreprinderea Optică Română. Da. Și vom trece și pe lângă liceul Iore, care pregătea cadre pentru întreprindere. Specialiști. Iar clădirea aceea, da, în paragină, ce e? Clădirea de acolo... Stai puțin. Uite, clădirea de acolo sunt halele de montaj ale întreprinderii. Aha. Ok. Întreprinderea acum, Iure. Da? Da. Aceea este întreprinderea Iure. Halele de montaj, care acum bănuiesc că e părăsită, la cum arată... Da, da. Și se produceau aparatură extrem de performantă. Adică... ajunsese la un nivel de tehnologizare destul de bună întreprinderea. Producea și pentru export și producea și componente pentru armată, pentru, nu știu, tancuri, pentru lunete, mă rog, microscoape și așa mai departe. Iar aceasta este clădirea administrativă, cum spuneam. Da? Cea de aici din stânga? Da. Apoi, în Dar dreapta... Dar oare ce s-a ales cred, de ea? Acum cred că este Universitate Hiperion, dacă nu mă înșel. Da, aceasta era străduța care dădea către unitatea militară. Da. Și acum, după cum vedeți, sunt un cartier de vile. Da. Parcă am fi la mare aici, undeva prin Neptun. Da. Așa. Apoi, pe partea... Poftim? Mergeți atât de tare, să vreau spate. Așa, ne oprim un pic. În partea dreaptă, acesta este un bloc de 4 etaje, construcția lui a fost terminată în 1962, am stat în el în anii 80, este la momentul finalizării lui, în 1962, era unul dintre cele mai lungi blocuri din întreaga Românie, că avea vreo 7 sau 8 scări. Ok. Da. Este B10, mi se pare. Și e în linie dreaptă sau? Da, e în linie dreaptă. Lung, cred că are, nu știu, vreo 100 de metri. Ia uzi. Și bun, acesta acum în partea stângă. Mai încet. Să mergem mai încet. În partea stângă avem liceul Iore, care asta se cheamă, mi se pare. Da. Deci Universitatea Titu Mariorescu este adăpostește fosta clădire de birouri administrative a întreprinderii Optica Română. Adăpostește Universitatea Titu Maiorescu. Da. Iar un pic mai sus, fostul liceu Iorea adăpostește astăzi liceul Benjamin Franklin, dacă nu mi-aduc bine aminte eu. Ia să vedem. Da, cred că Benjamin Franklin este liceul. Ideea este că el era imediat în buza întreprinderii, tocmai în ideea de a pregăti specialiști pentru, mă rog, specialiști medii, de calificare medie, pentru că de calitate superioară urmau să termine o facultate. Da. De regulă și făceau practică imediat aici. Da. La instalații, la politehnică, da. La construcții, destul de construcții. Da, blocul, nici nu-i vedem capătul, pentru că se oprește cumva undeva după deci, parcare. Mai merge. Așa. Iar aici în față, chiar în fața noastră, este curtea Policlinicii Globului. Deci, da. Așa cum am spus, o policlinică care deservea
Cartier. Cartierul, da. La fel cum Policlinica Titan, deservește cartierul Titan. Da. Și... asta cred că nu și-a schimbat destinația, clădirea. Eu cred că și în zilele noastre tot policlinică este. Da. Cred că se vede pe frontispiciu dacă... Noi o să traversăm, să avem grijă. Da. Ia să vedem. Da. Da? Tot policlinică. Da, foarte bine. Foarte bine. Da. În special copiii. Copiii veneau aici. Asta țin bine minte. Bun, și acum o să facem un pic dreapta. La fel, aici în stânga sunt tot clădirile, halele Ioreului, pentru că întreprinderea se întinde pe câteva hectare, până în Bulevardul Basarabia, deci aproape de Arena Națională. Da. Nu știu ce se găsesc în ele, ce vor face cu ea. Iar acum am ajuns la complexul Gloria, un complex dedicat în 1966. Anul 1966 este anul în care a fost inaugurat cinematograful Gloria, care este chiar în inima complexului. Da. Și va trebui să luăm un pic pe aici prin spate ca să ajungem. Ok. Da. Astăzi Cinema Gloria adăpostește, din câte am înțeles, este o sală de festivități a primăriei de sector. Deci suntem în sectorul 3. Deci cinemaul a fost desfințat. Da, din păcate în București mai avem doar câteva săli de cinematograf. Avem așa sala... Care nu sunt în moluri. Care nu sunt în moluri, da. Avem sala de cinema de la Muzeul Țăranului Român. Da. Avem Cinema Union, avem Eforie, Cinema Eforie, de pe strada Eforie, cinematograful Cinemateca. Da. Așa, și mai avem sala Elvira Popescu, cinematograful Elvira Popescu, care ține e lângă Institutul Francez. Da, și acesta este, bine, nu mai păstrează nimic din vechea arhitectură, este de total schimbat. Acesta este cinematograful Gloria. Da. Aici, în dreapta? Da, în dreapta. Oh, văd că au ras și aici mai erau niște magazine. Da, suntem cumva în spate, nu? Așa pare. Da, în spate. Noi am venit din spatele cinematografului și acolo suntem în față. Pe acolo se intra, prin față. Da. O sală cu, nu mai știu, cât 500 de locuri, era destul de mare. Cinematograful, da. Da. Și am văzut multe filme acolo. L-am văzut pe Mărgelatul în toate filmele. Da. Amintiri plăcute cu cinematografele copilăriei noastre. Da, să vedem ce... uite, da, este sală de festivități, concerte. Da. Da, nu mai păstrează nimic, absolut nimic. Este... Da, și acum, da, ăsta era complexul Gloria. Da. Unde erau magazine, frizerii, librării. Adică cel pe care îl filmăm acum în față. Da, cel pe care, da, acum suntem în spatele lui și acum se găsesc, nu știu, restaurante, terase. Aici era acoperit totul. Da. Acum văd că au dezafectat total. Iar peste drum avem Parcul Iore. Da. Intrăm exact în parc. Ia, e mega imagine sau... Mega imagine, evident. Gata. Acum știu și eu unde sunt. După acest mega imagine. Într-o zi o să deschid de baraua și o să văd un mega imagine în cameră sau unde o să-mi sară în ochi. Sunt multe și e destul de vechi din câte mi-aduc aminte. Da, și ăsta era complexul care... Acesta aici, da. ...plin de terase și... Bun, o să traversăm... Ușor, ușor, să ne asigurăm. Traversăm către Parcul Iore, Alexandru Ioan Cuza în zilele noastre. Mulți dintre locuitorii actualelor blocuri, cei mai în vârstă, să zicem, au lucrat și la amenajarea parcului, prin muncă patriotică. Deci atunci erau copii, să zicem. De bunăvoie? De bunăvoie, convocați pe convocator, luați mai cu arcanul, mai cu... Okay. Ăsta, sub amenințarea notelor. Dacă locuia aici aproape, da, aici trebuia să vii. De regulă, iarna, când lacul îngheța, ieșeam la hockey, pentru că în toată zona asta, fiind patinorul aproape,
puștanii de regulă practicau fotbalul și hockey-ul. Exact. Fotbalul practicau exact. Vara și iarna hockey. Mă rog, luam croste de la patinoar, de la echipele profesioniste. Când se mai rupea o crostă, majoritatea aveam croste rupte pe care le lipeam, le da. Sudam noi și așa aveam și noi niște croste. Și iarna, odată am și căzut la marginea lacului, că s-a rupt gheața cu mine, ne-au gonit pândarii. Că n-aveam voie să bine, să jucăm. Bine, doresc că s-au întâmplat și accidente, că da, asta da, se întâmplă. Și, da, au fost și multe lacuri, da, da. Sunt tot fel de vârtejuri, mai ales în partea cealaltă a lacului, după pod. Și în zilele noastre este foarte bine amenajat. Păi să o luăm în stânga, ca să mergem un pic spre okay, blocul da. Potcoavă. Exact. Are și el o poveste. Da, și povestea blocului Potcoavă. Așa cum spuneam, iarna se juca hockey aici foarte, foarte mult în anii 80 da. Și în anii 90, desigur. Da, și spuneam că au fost și necați, mai ales în partea cealaltă, pentru că în partea cealaltă, după pod, acolo era un fel de ștrand, amenajat un fel de ștrand. Mă rog, amenajat, nu putem spune lucrul ăsta, dar acolo se scăldau oamenii. Ok. Și unii mai temerari care uneori traversau lacul, erau prinși în vârtejuri sau în... liane, în burenile din... Și au fost câteva cazuri de nec. El are, cred că, 5 insulițe, lacul, parcul. Mă rog, parcul și lacul. O insulă o știu, insula pensionarilor. Da. Am auzit de acolo, cunoscută. Acolo, pe insula pensionarilor, prindeam gușteri și șopârle. Da. Când vara. Ne ducem în boscheți și... În direcția cealaltă avem biserica din lemn, nu? Din lemn, da, este ridicată după... Aole, o să lovim camera, da. Stai puțin, să mergem mai încet. Da, este ridicată în anii 90, da. În parc, bisericuța din lemn. Este ridicată chiar în fața, uite, aproape în fața... Dă-i un pic în dreapta, nu știu cât o să se vadă, dar e acolo, în zona aceea. Da. E, și peste drum de biserica de lemn este magazinul Titan. Da, în 1990 exact. A fost o transmisie la televiziunea română. Din magazinul Titan. Da. Magazinul era ridicat cu vreo 10 ani în urmă. Dar în 1990 a venit un investitor italian și a investit în magazin, l-a preluat el, cred că în concesiune. Așa. Și statuia l-a concesionat și a făcut un fel de mall, dacă putem să-i spunem, este primul mall din București, da. Se chema Titan Mercato. Și a fost o așa nebunie cu acest magazin încât s-a transmis la televiziunea publică. Okay. Da, TVR-ul a transmis o mare festivitate la inaugurarea magazinului Titan Mercato. Okay. Și mă rog, așa era ideea de Eldorado atunci în România. Fiecare patron de butic din Italia, din Germania care venea, era primit aici ca investitor strategic. E normal, treci de la o economie socialistă centralizată de stat la o economie de piață. Toate partidele își doreau economie de piață, unele își doreau, de exemplu, cele de stânga din partea lui Iescu își doreau o economie mai cu frâna pusă, pentru că să nu declanșăm bombe sociale, să nu dai prea mulți oameni afară și după aceea să ai revolte sociale. Da. Iar partidele de dreapta, evident, își doreau terapie de șoc, adică să trecem la economie de piață, să privatizăm totul, pentru că investitorii străini vor regla prin mâna invizibilă a pieței, piața se va regla de la sine. Da, și asta da, da. A presupus perioada 96-2000, când am aplicat această terapie de șoc la presiunea Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, și care a fost o mare problemă pentru că transpunerea în fapt a acestei idei a presupus și multe bombe sociale. Valea Jiului, mulți oameni, zeci de mii de oameni, fabrici ruinate, mulți au cumpărat fabricile și doar pentru terenuri. În fine, asta e o altă discuție. Sau doar pentru fier sau... Exact. Da. M-a dispărut și IMGB-ul, l-au vândut pe 500 de mii de euro sau dolari, da. Nu știu, la vremea aceea. Deci ideea asta că Titan Mercato în 1990 a fost unul din primele mall-uri, mă rog, primul mall atestat în București este cel de la Vitan, exact. Inaugurat în 1999. Da, atunci cu artificii, mi-aduc aminte de dacă intrăm momentul în preistoria conceptului de mall, Titan Mercato este primul. Este primul, da. Da. Okay. Și pe ideea asta a capitalistului venit să investească în comerț, în da. Zona comerțului. Și imediat lângă există și Poșta Titan? Da, există și Poșta Titan și Policlinica Titan. Acolo, în zona aceea? Da, în toată zona. Este la fel, tot așa, un cartierul Titan, la fel, păstrează același concept. Școală, liceu, sunt zeci de școli, de grădinițe, creșe. Da. Piața, avem piața Miniș. Avem și aici o piață și mic, mă rog, mai micuță, așa, la Potcoavă.
pe partea stângă sunt tot așa blocuri ridicate în anii 60, în a doua jumătate a anilor 60. Iar dincolo de blocuri e zona Basarabiei, Bulevardul Basarabiei și acele blocuri roșii. Da, Bulevardul Basarabia vine exact așa, în această direcție. Partea stângă, da, în direcția asta. Bulevardul Muncii. Ajungem și acolo. Ajungem și acolo, da. Bulevardul Muncii se spunea atunci, iar Bulevardul Basarabia a devenit în anii 90. Da. Deci Bulevardul Muncii, linia de tramvai, nu mai știu care era, care circulă pe acolo. Mă rog, ideea este că linia de tramvai care a fost construită pentru a asigura legătura între Bariera Vergului și uzinele 23 August și Republica, a fost inaugurată în aprilie 1949. Evident, în 49, linia de tramvai, când trecea prin toată această zonă, astăzi Bulevardul Basarabia, pe tot Bulevardul Muncii existau numai locuri virane. Nici măcar stadionul 26 August nu era ridicat în 49. Da. Adică era o linie de tramvai care trebuia să asigure legătura muncitorilor către uzine. Da. Și erau foarte puține clădiri ridicate în 49 pe tronsonul acesta, Piața Muncii, Piața Republica. Da. Unde e capătul parcă, da, capătul metroului astăzi, pe mai jos la, nu mai știu, Republica. Și e și gara acolo, nu? Gara Da, este și Republica, gara, da, este și gara Olteniței parcă, Oltenița, care da. Asigură legătura cu Oltenița. Oltenița, îi se spune drumul trenul foamei. Da. Este una dintre cele mai năpăstuite gări din București. Foarte mulți navetiști intră pe aici din sudul țării, intră în capitală prin Avem un material și cu gara, puteți să căutați mai în spate. Da, aceasta este acea zona parcului Iure, care a fost retrocedată și care, pe care primăria și de sector și primăria generală a capitalei se chinuiește în zilele noastre să o recupereze. Da. Soluția ar fi exproprierea, dar probabil că proprietarul, cel care a dobândit întregul teren, solicită o sumă foarte mare, eu cred că cere vreo 100 de milioane. Evident, municipalitatea și nici primăria de sector nu au bani. Sunt foarte mulți bani pentru a cumpăra acest teren, care a fost retrocedat de primarul general Videanu, deci acum vreo 12-13 ani. Și avem toată această problemă cu proprietarul care, mă rog, se spune că proprietarul ar fi incendiat copacii, ar fi pus petrol la baza copaci, o travă ca să îi deficieze și să nu mai fie spațiu verde, să poată construi, să aibă justificarea că defiind spațiu verde, el poate, își poate ridica cartierul de blocuri. Și probabil că ăsta a fost unul din motivele pentru care s-a dat o amendă record, o sumă foarte mare în euro. 35 de milioane de euro, probabil municipalitatea încearcă să pună presiune pe deținătorul terenului, pe proprietar, pentru a-i vinde totuși la un preț rezonabil acest spațiu care aparținea parcului Iore, dar primarul Videanu l-a retrocedat în ideea pentru că legea retrocedărilor prevedea la acea vreme că dacă ai avut teren în intravilan, trebuie să se retrocedeze și în intravilan. Și a găsit o bucată din parc și a retrocedat aici, în parc. Nu că deținătorul, o bucată foarte mare, unde el ar vrea să construiască blocuri, evident. Da. Și dar bineînțeles, are și mult mai ieftin dacă banii ar fi expropriat prin un preț favorabil lui. Da. Suntem curioși, o să vedem ce vedem să se mai întâmple. Cum se întâmplă. Da? E clar că în câțiva ani o să existe o direcție. Vedeți și amploarea, mărimea parcului, dacă faceți așa o privire panoramică. Da. De aici, din colțul parcului, deci de aici până în blocurile din față și exact, practic, conturul blocurilor care se vede acum pe filmare. Da. Care se văd și acum. Sunt zeci și zeci de blocuri ridicate în anii 60-70. Da. Bun, și acum o să traversăm pe partea cealaltă pentru că aici, la prima intersecție, se găsește celebrul bloc Potcoavă. Da. Blocul Potcoavă, care a fost un punct de vizitare și pentru președintele american Richard Nixon, când ne-a vizitat țara în 1969, în august 1969. Da. Foarte multă lume crede că aceea a fost prima vizită a unui președinte american în bineînțeles, așa este, pentru prima dată pășea un președinte american pe solul românesc, dar Nixon mai fusese odată în România, cu 2 ani în urmă, în 1967, când Ceaușescu primise în calitate de senator, de congresman, mi se pare. Da. Și el l-a primit în România, sovieticii a încercat să meargă și la sovietici, dar nu l-au primit.
Și Ceaușescu l-a primit el. A avut această deschidere, pentru că România intrase în acea perioadă de deschidere față de Occident. Și Nixon își manifestase dorința de a vizita România și de a avea o discuție cu președintele Ceaușescu, președintele, da, secretarul general al partidului, pentru că președintele țării la acea vreme era Chivu Stoica. Și Ceaușescu l-a primit și în timpul audienței Ceaușescu a făcut o previziune. Știa că o să candideze pentru președinția Statelor Unite, da, și Ceaușescu l-a asigurat că va câștiga mandatul de președinte și să stea liniștit. Și într-adevăr așa s-a întâmplat. Și după aia, în toate întâlnirile pe care, mă rog, în toate, multe dintre întâlnirile pe care Ceaușescu le-a avut cu reprezentanții guvernului american, da, și ai părții republicane, pentru că Nixon a fost acreditat din partea Partidului Republican, el tot timpul amintea acest amănunt. Okay. Faptul că știți că și Nixon a fost aici și eu i-am spus că o să câștige mandatul de președinte. Nixon, într-adevăr, când a venit în 69, a recunoscut acest această întâlnire pe care a avut-o cu Ceaușescu cu 2 ani în urmă și această discuție, da, și previziunea lui. Adică asta e o, nu e de folclor, nu e ceva așa, da, există și consemnat în stenograme, nu e o problemă. Deci e adevărat, da, nu, da, e legendă. Da. Bun, și am ajuns în zona Podcoabă, vedem această biserică care a fost ridicată în anii 90, cred că spre sfârșitul anilor 90, da, este ridicată în fața blocului Podcoabă. După cum vedeți, blocul Podcoabă începe aici. Da, și chiar are o formă așa, da, exact, de Podcoabă. Podcoabă. Da, da, da. Și această biserică a fost ridicată în anii 90. S-au ridicat foarte multe biserici după Revoluție, pentru că s-a mers pe ideea că multe dintre bisericile din București, mai ales cele care aveau rădăcini istorice, care erau foarte vechi, au fost demolate în timpul lucrărilor de sistematizare, da, și s-a inițiat această acțiune de recuperare. Și de, mă rog, evident că au fost construite mult mai multe biserici decât s-au demolat, dar, da, mă rog, asta a fost adică ideea care a stat la baza construirii foarte multe biserici, chiar și în aceste, vedeți aici, nu are nicio un petic de pământ. Un petic de pământ. Da, s-au fost foarte multe biserici construite în locuri care nu aveau nicio legătură cu planul de sistematizare sau cu planul urbanistic. Da. Dar s-a mers pe această idee că, domnule, am suferit Biserica Ortodoxă. Și, într-adevăr, așa este. Au fost în București, au căzut vreo 40 sau 50 de biserici, au fost demolate în cursul lucrărilor de sistematizare din anii 70-80. Da. Iar aici este un complex, a supraviețuit vremii. Complexul Podcoaba, nu? Da, și există imagini de arhivă din 1969, de la vizita lui Nixon, când a venit aici în București, și, da, Ceaușescu l-a adus să vadă, evident, cel mai nou cartier ridicat, și este cel mai mare cartier din București. Balta Albă adăpostește cam 400-500 de mii de locuitori, adică cam cât municipiul Constanța, care este cel mai mare municipiu din România. Da. Deci este cât un oraș. Da. Este un oraș. Balta Albă este un Balta Albă Titan, este un oraș în oraș, cum ar veni. Da. Și Ceaușescu, evident că l-a adus în 69 pe Nixon să vadă realizările. Cea mai mare realizare a lui pe zona edilitar urbană, Balta Albă era cea mai mare realizare a regimului de la acea vreme. Da. Cartier uriaș de locuințe. Care practic începe de aici, nu? Sau undeva mai din spate? Începe de la intersecția Baba Novac. Da. Deci exact unde se termină acel șir de blocuri de pe Mihai Bravu, de unde am traversat noi, exact, după acelarea, da, raion, de acolo începe, cum ar veni. Aha, urcă spre, okay, Baba Novac și se termină la Costin Georgian, pe de-o parte, la unde e stația Costin Georgian, fosta, da, stație de metrou Muncii, nu Piața Muncii, okay, așa, și în partea cealaltă se oprește tocmai hăt pe Bulevardul Liviu Rebreanu, cam așa. Okay. Parcă acolo e... Cam în restul Liviu Rebreanu... Cam așa, în zona aia, da. Nici eu n-am fost în tot cartierul, deși sunt... born and raised din Balta Albă. Da. Dar n-am fost, e ceva uriaș. E foarte mare, da. Da, și aici era, în fața blocului Podcoabă, era acest complex. Da. Nixon s-a dat jos din mașină, pentru că a fost adus cu limuzină. A vizitat dintr-o limuzină deschisă, împreună cu Ceaușescu. Și aici chiar s-a dat jos și a stat de vorbă cu cetățenii. Era primar Dumitru Popa la acea vreme. Și arhitecții și proiectanții Bucureștiului, pe lângă Ceaușescu, pentru că i-au pregătit o machetă în față. Și Ceaușescu i-a arătat pe acea machetă ceea ce ridicase el, inițiat de Gheorghe Udeș, și ceea ce terminase el, da, era aproape terminat, 69, cam tot cartierul Balta Albă. Da.
un cartier verde, cum s-ar zice. Uriaș cartier plin de verdeață. Da, și acum o să luăm ușor spre bulevardul Basarabia. Adică pe aici. Da, dar o să coborăm un pic. O să coborăm, ne întoarcem un pic și ieșim așa ca să ieșim tot la... Trebuie să la... pe aici? Da. Haide. Ca să ieșim la blocurile roșii. Da. Ăsta e la bulevardul Leontin Sălăjean. Ăsta de aici? Da, care pornește încolo. După moartea lui Leontin Sălăjean a fost ministru apărării. Da. Începând cu anii 1955-56 până în 1966, când a decedat. Da. Deci a fost 10 ani ministru al apărării, ministrul forțelor armate, așa se chema ministrul apărării la acea vreme. Deci a fost ministrul forțelor armate timp de 10 ani de zile, general colonel Leontin Sălăjean, și în momentul morții, care a coincis în anul 1966 cu ridicarea cartierului Balta Albă, care nu avea încă atribuite denumirile de străzi, da, la acea vreme, evident că principala arteră din cartier, la momentul morții s-a decis ca să, în eternizarea memoriei lui Leontin Sălăjean, s-a decis ca această arteră să-i poarte numele. Și nu numai, parcă și piața. Cred că era și piața, da. Parcă era piața Sălăjean. Sau probabil că au denumit-o localnice așa. Da, nu mai știu. Dar eu așa cartierul, știu. Cartierul oricum, cartierul Titan, deci încolo, da, poartă denumirea de Sălăjean. Adică și de acolo vine, de la Leontin, da, Sălăjean. Da. Așa cum și în drumul taberei, la moartea lui Alexandru Boghioroș, cel care, da, a fost secretar, da, al Comitetului Central și a murit în 1969, în urma unui accident vascular, parcă. Deci, în momentul morții sale, drumul taberei la fel era în construcție și era spre finalizare. Da. Și la momentul morții sale, în eternizarea memoriei lui Alexandru Mogherăș, s-a denumit o arteră cu numele Alexandru Mogherăș și toată piața Mogherăș. Iar artera nu mai există cu același nume. Nu, mai da, toată lumea. Da, așa se zice, la piața Mogherăș, da, în primul rând. Culmea este, da, că s-a ridicat și un... Sau parcul Mogherăș. Parcul Mogherăș, da, da, sau parcul Mogherăș. Ideea este că s-a ridicat chiar și un ansamblu rezidențial. Care are denumirea asta, nu? De ce? Pentru că, vă dați seama, un dezvoltator capitalist nu poate să ia denumirea unui lider comunist, dar a prevalat ideea că în memoria publică a locului, a comunității, exact, da, este mult mai vie numele de Mogherăș. Bineînțeles, da, da, că da, mult, mulți dintre tine habar n-au cine a fost Mogherăș sau așa, dar s-a păstrat vie. Exact. Și de asta nu-i bine. Bine, în cazul Mogherăș, Emil Bonăraș, Sălăjean, e foarte bine că s-au luat decizia de a schimba aceste artere. Dar asta e ideea pentru care nu prea e bine să vină exces cu aceste schimbări și titulaturi de străzi. Da. Pentru că se produce o ruptură în țesătura urbană a orașului, a comunităților respective. Da. Pentru că oamenii rămân cu vechile denumiri. Așa cum și eu aici eram puțin bulversat, caporal lui, că Gheorghe Petrașcu, cu care mai erau Câmpia Libertății, Șoseaua, da, Cățelu. Deci ești un pic confuzat. Și mai aveți cartierul Macarale. Macarale, da. Sau Macarale. Da, tot așa. În... De unde vine? Ce-i cu el? E undeva în zona Teodor Paladie acum? Da, e departe, cam la vreo 2 km. E mai departe, da. E după Sălăjean, practic. Da. Exista această, nu știu care, de unde vine denumirea de Macarale, dar în epoca, înainte de 89, exista această practică de a atribui denumiri cu rezonanță muncitorească. Okay. De exemplu, în București și noi este Bulevardul Laminorului, da, Strada Metalurgistului sau, da, nu știu. E, și toate astea, Macarale, Metalurgist, pentru că, normal, dictatura proletară, era, da, clasa muncitoare era la putere. Și atunci, evident că majoritatea denumirilor trebuiau să pornească în această zonă, da, a muncitorimii. Așa cum în ziua de azi este antreprenorul, motorul economiei, cum se spune. Da. Antreprenorul e tot în toate. El dă locuri de muncă, el face și drege, așa? La fel, în anii 50, nu era antreprenorul, era muncitorul. Da. Asta e. Da. S-a schimbat în stăpânul mijloacelor de producție, să zicem. Da.